Început de an cu violențe în Brazilia, mii de susținători ai fostului președinte Jair Bolsonaro au reeditat atacul susținătorilor lui Trump de la Capitoliu de acum 2 ani. Protestatarii au intrat în sediile Congresului și Curții Supreme, ca și în Palatul Prezidențial. Au reușit să treacă de polițiști, au spart geamurile și au intrat în săli și birouri, unde au comis acte de vandalism. Au produs pagube considerabile în clădirile considerate capodopere de arhitectură modernă și care sunt pline de opere de artă. În cele din urmă, forțele de securitate au reușit să-i scoată pe susținătorii lui Bolsonaro din clădiri. Peste 400 dintre ei au fost arestați. Bolsonaro însuși a acuzat că a incitat mulțimile la violență, se apără și susține că el respectă democrația. Mii de susținători ai fostului președinte Jair Bolsonaro au luat cu asalt Palatul Prezidențial, Congresul și Curtea Supremă din capitala Brasilia. Sunt radicali violenți care se autointitulează patrioți și care refuză să accepte rezultatul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Au cerut intervenție militară și demisia președintelui Lula da Silva, care și-a preluat mandatul pe 1 ianuarie. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui esse monitor. Olha aqui, Vadir. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Olha o estado das salas, equipamentos. Președintele brazilian, care se află într-o călătorie oficială în statul São Paulo, a revenit de urgență în capitală. Que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. Pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar. Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe que a gente está sabendo la de Miami, unde el foi descansa. Jair Bolsonaro, care se află în Florida, a respins acuzațiile că ar fi incitat la revoltă și a condamnat fără fermitate această invazie care amintește foarte mult de cea a susținătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului din Washington de acum 2 ani. Demonstrațiile pașnice, conform legii, fac parte din democrație, dar vandalizarea și invadarea clădirilor publice sunt împotriva regulii, a scris Bolsonaro pe Twitter. Fostul lider de extremă dreaptă a plecat în Statele Unite cu 2 zile înainte de învestirea lui Lula, refuzând să predea eșarfa prezidențială învingătorului pe care nu l-a felicitat niciodată. Liderii lumii au condamnat luarea cu asalt a Congresului Braziliei și și-au arătat sprijinul pentru președintele ales democratic al țării. Președintele american Joe Biden a descris situația ca fiind revoltătoare, un asalt împotriva democrației. Iar cel mexican a scris, Lula nu este singur, are sprijinul Mexicului, al continentului american și al lumii. Din Europa, șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, s-a declarat îngrozit de actele de violență și de ocuparea ilegală a cartierului guvernamental din Brasilia de către extremiști violenți.